Un tânăr indonezian a devenit un Robinson Crusoe al zilelor noastre după ce a reușit să supraviețuiască timp de șapte săptămâni în largul oceanului pe o colibă plutitoare la peste 2500 km în largul insulei Guam din Pacific. Tânărul în vârstă de 18 ani avea grijă de lămpile de pe coliba plutitoare destinate a tragerii peștilor, iar proprietarul venea în fiecare săptămână pentru a-l aproviziona cu alimente, apă potabilă și combustibil. Rompongul, o plută de pescuit fără motor sau vâsle pe care fusese amplasată o cabină, era ancora de o funie lungă care a fost însă ruptă de vânturile puternice. Tânărul, ale cărui rezerve de alimente s-au terminat în câteva zile, a supraviețuit prin pești și rupând lemnul plute pentru a face foc. În cele din urmă, tânărul a fost descoperit de o embarcațiune în apele din apropierea insulei Guam, la 49 de zile de la dispariție.